Salut, scorpioni! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 17-23 octombrie. O săptămână în care soarele intră în zodia voastră. Începeți săptămâna, finalizați săptămâna cu soarele la voi și începeți săptămâna următoare, 24, cu soarele în zodia voastră, dar acesta este finalul de săptămână. Veți primi horoscopul pentru cei care doriți să aflați mai multe. Un prinț de monede. O fecioară, un bărbat cu ascendent zodia în fecioară. Pentru scorpion, acesta este aspectul săptămânii. Poate călătoriți împreună cu această persoană care călătorește foarte mult, realizați venituri împreună cu această persoană sau veți discuta cu această persoană. Voi sunteți mai mult preocupați de cămin, de familie, de casă. Unii dintre voi poate că vreți să vă achiziționați sau să închiriați o casă, vă schimbați locul de muncă, promovați, vreți o locuință mai spațioasă și schimbați locuința. Acest patru de monede arată un aspect foarte important pe locuință. Deci pentru voi locuința este central. Sunteți centrați pe acest aspect al locuinței. În schimb, în fericire, aveți un prinț de bâte. Vorbim de un săgetător. Ascendent zodie săgetător, de o persoană mai tânără, un bărbat care călătorește mult, care poate să vă aducă o veste, poate să vă comunice ceva legat de o altă persoană sau poate de un copil sau poate de un hobby pe care îl aveți, o creativitate sau jocuri la care participați, ceva care vă bucură. Pe fiecare om nu îl bucură ceva. Pe unii bucură, eu știu că participă la jocuri, la, se distrează, se simte bine când are o confirmare a ceea ce a presupus el sau pentru o creativitate, așa cum am spus. Este ceva pe care o să vă aducă nou în această săptămână. Cursuri, cunoaștere, călătorii vă aduc persoane din trecut. Poate că unii dintre voi mergeți la un curs de perfecționare sau călătoriți și întâlniți persoane din trecut. Vă revedeți cu aceste persoane, aveți lucruri în comun sau vă simțiți bine să discutați cu aceste persoane, un 6 de cupe. Cam asta reprezintă, deci 6 de cupe, această comunicare din trecut. Deci întâlnirea unei persoane din trecut. Resursele, locul de muncă, cariera. La resurse veți primi bani sau bunuri materiale. Deci, asul de monede este un talisman al norocului, un as care va aduce ceva, va aduce ceva palpabil, bani, poate dintr-un partaj, bani pe care trebuia să-i primiți, eu știu, dacă vrea să valorificați o locuință sau ați valorificat o locuință sau o mașină, reprezintă bani pe care îi primiți și bani pe care puteți să-i investiți, acești bani vin spre voi. În familie, partener, deci sunt bani care vă aduc bucurie. Este unul dintre așii, nu, care au această arcadă cu flori, cu, deci dau această bucurie, intrarea spre această noroc. Și la locul de muncă s-ar părea că voi sunteți în așteptarea fericirii.
Poate unii dintre voi chiar aveți o relație la locul de muncă cu o persoană și aveți cele trei cupe și mai așteptați să vină o confirmare, o cupă, ca să aveți acea fericire, acea iubire pe care o așteptați. Sau unii dintre voi așteptați să vi se recunoască nu realizările profesionale, sau poate rezolvarea unei probleme de sănătate și vă influențează foarte mult acest patru de cupe. Vă aduce bucurie, vă aduce o stare de bine. Dar, așa cum am atras atenția tot timpul, nu faceți nimic pentru a veni această cupă spre voi. Voi așteptați, stați cu mâinile încrucișate și așteptați. Deci este un fel de pasivitate. În ceea ce privește din nou un talisman al norocului pe carieră, deci lumea, o schimbare totală, o schimbare de idei, de gândire, o schimbare care depinde numai de voința voastră, o schimbare în energie, în vitalitate, în creativitate, în sentimente, în relații, în comunicare. Este un aspect foarte benefic, este o protecție această arcană pentru voi. Deci am putea spune că scorpionii veți avea niște realizări profesionale sau carieră sau menirea voastră excepționale. Pentru comunicarea voastră, am putea spune, aici aveți un doi de monede. Comunicați cu cineva apropiat, cu un vecin, despre bani, despre cum să împărțiți banii, cum să faceți în așa fel încât să aveți bani și pentru distracție, dar să vă și acoperiți tot ceea ce aveți de plată. Deci, sunteți așa, într-un moment de discuții, dar și într-un moment în care voi arătați că vă simțiți bine pentru faptul că aveți posibilitatea să puneți ceva bani deoparte pentru distracție, dar să vă și achitați de toate datoriile. Deci sunt niște bani pe care îi primiți în plus la salariu. Sau în afara salariului, niște bani care vin spre voi. Roata norocului, legat de un proces, de un contract, de o asociere, de căsătorie chiar, voi vă doriți noroc. Dar această roată a norocului poate fi în creștere sau în descreștere. Totul depinde în final de voi. Fiindcă sfatul arcanei este apropiați-vă acest noroc prin a vă dori ce este posibil, ce este adevărat, ce este corect, prin a vă ascunde scopurile, dar a fi fermi în tot ceea ce faceți, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de astăzi și veți primi cheia puterii, fiindcă acesta este dorința, nu cheia puterii. Relațiile cu prietenii vă aduc prieteni care vă fac tot felul de propuneri sau protectori sau asociații profesionale care vă spun de o afacere sau de un contract pe care l-ați semnat și o să vă aducă bani mulți. Și dacă sunteți tentați să intrați în această afacere sau, eu știu, contract, să știți că veți pierde. Trebuie să fiți foarte atenți, să evitați lucrurile nesigure, fiindcă acest paș de monede, asta reprezintă o pierdere. Deci cineva poate să vă cunoască că aveți acest succes, această reușită și aveți niște bani în plus și vine să vă ofere acest prieten, nu, o posibilitate să-i multiplicați, dar veți pierde. Acasă, schimbări, sacrificiu. Acasă aveți o relație cu o persoană care s-ar putea să fie în cămin, ca cu o vârstă diferită, deci mai mare decât voi. Și voi arătați că vă înțelegeți foarte bine, totul este perfect în căminul vostru, în familia voastră, ceilalți
privesc la relația voastră și sunt așa mirați cum de vă înțelegeți, totuși având o diferență mare de vârstă. În schimb, 8-ul de monede, schimbarea voastră, transformarea, este o atitudine sau o renaștere, o atitudine pe care o aveți față de cei care vă contestă dreptul asupra unor bunuri, asupra unor resurse, asupra unei creativități a voastră. Deci această contestare s-ar putea să vă schimbați și să arătați o altă atitudine. În schimb, sacrificiul vostru este legat de o dragoste, de o iubire. Pajul de cupe. Lacrimi dintr-o iubire. Poate fi vorba și de o persoană foarte tânără pentru care suferiți și voi pentru lacrimile ei, pentru o iubire, pentru faptul că este bârfită, mințită. Deci, cam acesta ar fi pajul de cupe. Pentru voi, așa cum am spus, asul de monede este foarte benefic, lumea, roata norocului vă atenționează și pajul de monede, unde trebuie să fiți foarte atenți la prieteni, la protectori asociații profesionale, care vă flutură așa niște afaceri spectaculoase care o să vă aducă pierderi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.